Un număr foarte mare de situații de viață au potențial traumatizant și se estimează că dintre persoanele adulte din România, peste 70% au trăit sau vor trăi experiența cel puțin unui eveniment traumatizant la un moment dat în viața lor. Iar trauma psihică este responsabilă pentru aproape 50% din totalul problemelor emoționale și psihice. Statisticile ne spun că există circa 70% din populația globului care la un anumit moment are o anumită suferință psihică datorată traumelor emoționale prin care trec. Traumele psihice au cauze multiple, dar cel mai des pot fi declanșate de separarea de persoanele dragi, de situațiile de abuz ori pierderea locului de muncă, de accidente, conflicte și catastrofe naturale. Suferința psihică apare ca reacție la un eveniment traumatizant din viața fiecăruia dintre noi. Există o serie de manifestări comune, dar și manifestări care sunt diferențiate de la individ la individ. Intensitatea lor, felul în care sunt trăite și felul în care sunt depășite de fiecare dintre noi, de asemenea, sunt diferite. Trauma poate fi caracterizată ca fiind o reacție normală la o situație anormală și, spre deosebire de stres, care afectează temporar psihicul, acesta tinzând să-și recapete echilibrul în mod natural, trauma ne diminuează capacitatea de a gestiona problemele cu care ne confruntăm, provocând rupturi la nivelul psihicului. Tratamentul traumei psihice nu se poate face decât cu ajutorul medicului specialist. Medicul de familie trebuie să recunoască semnele și să-i recomande pacientului un consult la psihiatru sau psiholog. Este foarte bine să fim alături de persoana respectivă, atât cât putem, în măsura în care își dorește, să intervenim în măsura în care aceasta simte nevoia și dacă constatăm că suferința se prelungește, că lucrurile ne sunt în regulă, că se accentuează simptomatologia, că deja persoana respectivă intră într-un cerc vicios din care este greu să mai iasă, indicația este să se adreseze specialiștilor. Mai multe amănunte despre acest subiect complex puteți afla joi, 3 aprilie, în cadrul emisiunii Giurgiu înainte de toate, începând cu ora 19:45.